Odată cu pierderea din virulența pandemiei de coronavirus, viața începe să se întoarcă la normal și revin și activitățile obișnuite. Așa se întâmplă și în cazul proiectelor școlare, cei implicați, dascăli și elevi, deopotrivă putând să se revadă și să lucreze împreună. Un exemplu concret este și proiectul Cartea Leagă Prietenii, în care sunt partenere clasele a patra, step by step, de la Școala Gimnazială Andrei Șaguna și Liceul Tehnologic Transilvania, ambele din Deva. Elevii celor două clase și-au dat întâlnire la sala de lectură a Bibliotecii Județene într-o nouă etapă a proiectului inițiat în urmă cu 3 ani și care s-a desfășurat sub motoul Un copil care citește va fi un adult care gândește. Este un proiect de parteneriat educațional care a început acum 3 ani. Suntem acum la 3-a ediție. Anul trecut pandemia ne-a cam dat de furcă, dar anul ăsta l-am reușit să ne și întâlnim. Mulțumim Bibliotecii Județene pe această cale pentru oportunitatea pe care ne-a oferit-o de a fi aici astăzi împreună. E un proiect de suflet, un proiect care se numește Cartea Leagă Prietenii, un proiect care s-a născut din credința noastră a dascălilor de la aceste două clase. Credem cu tărie în cuvintele care spun că un copil care citește va fi un adult care gândește și cu toții ne dorim generații viitoare care să gândească și să transforme lumea în ceva mai bun și mai frumos. Ne dorim ca aceste obiecte magice, cum le spunem noi, cărțile, să fie cât mai aproape de copiii noștri și cât mai îndrăgite de ei. Copiii din cele două clase sunt și membri ai unui club național de lectură și, prin activități interactive, își dezvoltă pasiunea pentru citit spre satisfacția dascălilor. Ambele clase, și noi, clasa 4-a Step by Step de la Școala Gimnazială Andrei Șaguna, cât și partenerii noștri, clasa 4-a Step by Step de la Liceul Transilvania, suntem membri unui club de lectură național, un club de lectură prin intermediul căruia periodic ne alegem câte o carte, o citim împreună, copii și dascăl deopotrivă, iar apoi, pe marginea cărților citite, lucrăm tot felul de sarcini de lucru cât mai interesante și mai variate și mai interactive, pe care copiii le iubesc și le îndrăgesc. Tot ce vedeți astăzi aici sunt activități de acest gen, activități care sunt menite să dezvolte dragul de lectură și de cărți al copiilor noștri. Și pentru noi ca dascăli, ce poate fi mai frumos decât să ne vedem copiii pasionați de lectură, iubitori de cărți, este o împlinire și o satisfacție deosebită. În recenta lor întâlnire, copiii din clasele a patra, step by step de la Șaguna și Transilvania, în urma lecturii, au avut de trecut mai multe probe prin care să facă să se reîntâlnească un băiețel și prietenul său, Necuvântător. Peter și Pax sunt personajele noastre principale, în jurul cărora noi ne desfășurăm întreaga activitate astăzi. Peter este un băiețel curajos care își dorește să salveze din suflet vulpoiul lăsat în pădure în urma unui război. Noi reușim și credem că o să facem acest lucru, să-l salvăm, să ajungem de la Peter până la Pax și înapoi unul la celălalt pentru o iubire eternă între cei doi. Ce obstacole au de depășit copiii? Văd grupați. Exact. Copiii noștri, unii vor rezolva o problemă de matematică, tot cu Peter și Pax, alții vor compune o poezie și un cântecel, unii vor construi o căsuță pentru Peter și Pax, iar alții se vor gândi la idei prin care putem să venim în ajutorul animalelor atunci când se lasă în sălbăticie. În orice competiție trebuie să fie și un învingător, dar de această dată toți copiii implicați în proiectul educațional Cartea Leagă Prietenii au fost câștigători. Cu toții vor fi câștigători, toată lumea va primi un premiu la final, pentru că așa este step by step, noi suntem prieteni cu toții și nu facem diferențiere între unii și ceilalți. Ei sunt câștigători prin simplu fapt că au citit cu toții același roman. Prin acțiunea lor, elevii și dascălii din cele două clase au marcat și Ziua Internațională a Cititului împreună, dar și Ziua Națională a Lecturii, ambele fiind celebrate în luna februarie.